vă fac o mărturisire. Cred că după atâția ani am găsit ce mă enervează cel mai mult la viața asta noastră socială. Știu, da, mi-a trebuit ceva, sunt mai... <gântu -i> mai aveam puțin, uitam și cum mă cheamă cu buletinul în mână, muream prost. Da, cred că m-am prins. Mă enervează că atunci când nu-ți e bine... Ți se spune că ar trebui să-ți fie bine de fapt, dar nu ți e bine din cauza ta. Uh -huh. Ca instalatorii aia care zic, domne, domnul, deci vă jur, domnul, țevile e bune, ce dracu, nu știu de ce faceți inundație. Dar al naibii fac, mă, dar al naibii, că îmi place mie, da, vreau, caut inundațiile, ador să-mi bubuie parchetul în casă. Mă rog, să vă zic de unde am plecat cu toată nebunia. Măsurile care au fost luate prin ordonanță au un uh, obiectiv foarte clar. Protejarea cetățenilor și a economiei. A? Înțelegeți? Adică ceva de genul... Domne, domne, stați puțin! Măsurile au fost luate. E bine. De-acum înainte, cine se simte nasol, e fix problema lui. Parcă te și avertizează. A, alo, băi, cetățene... Vezi să nu dea dracu să te aud că au factura, că alea că te-am spart, da? Poate faci și niște pușcărie. Chiar, domnul Ciucanezu, dați domne și o lege de asta. Cine se simte sărac, amendă. Normal așa ar fi, vă spun. Ce mă, suferi? Ia săltați-l pe ăsta, să vedem dacă mai suferă după două zile de bulău. Ca dezaxat ăla din Belarus, ați văzut? Lukashenko ăla a interzis inflația. A zis, ia gata mă, dacă băgăm la pușcărie orice aliment care se scumpește. Superb! S-a dezbătut că românii vor fi afectați, nu este adevărat. E, deci, domne, s-a dezbătut, civilizat, frumos, domne, vor fi afectați românii sau nu? Domne, nu. Ok, atunci haideți să le spunem și lor că -i știți, sunt panicați, sunt nevricoși, parcă-i vezi că ei se vor simți afectați și... De-aia zic, mi-e greu să cred că vreun premier din lumea civilizată se apropie măcar ca inteligență de ciucanezul nostru. S-a înțeles cum greșit, am văzut și pentru IMM-uri, pentru că uh -huh. s-a interpretat că se scade din cuantumul exact. uh, uh, kilovaților. Și asta e altă mare chestie care mă scoate din minți. A, nu mă, nu mă nici vorbă. Ați înțeles voi greșit. Ați observat? Mereu, dar mereu, ei vin și zic, Domne, s-a interpretat greșit în spațiul public. S-a înțeles, aiure, a fost o. orice măsuri s-ar lua. A, păi nu, 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 nu. Ați înțeles voi prost. Era tamani invers. Deci, continuu continuu în țara asta, tu cetățean, trebuie să te simți prost pentru că nu ți-e bine, deși s-a dat o lege că trebuie să-ți fie bine și în același timp, tu cetățean, te simți și prost. Pentru că n-ai înțeles bine, mă frate, mă, ai interpretat greșit, ce dracu! Ei bine, cetățeanul român e pus mereu în această situație. nu, nu simte ce trebuie, nu înțelege ce trebuie, România e bine. Tu, cetățene, ești greșit. Nu știu cine-i de vină, întreba și dumneavoastră pe altcineva.